Aici, la Grădina Botanică Dimitrie Brânză din București, gazda noastră perfectă de ani și ani de zile, chiar și toamna sunt plante care ne încântă privirile și ne bucură sufletele. Pentru a avea și noi acasă asemenea plante, ar trebui să ascultăm sfatul specialiștilor. De aceea vă invit să urmărim un reportaj realizat chiar în acest loc minunat, pentru că recomandările prietenilor noștri sigur merită aflate. Printre cele mai îndrăgite flori din anotimpul în care suntem acum toamna sunt dalile sau gherghinele, cum le mai știm în popor. Aici, la Grădina Botanică, avem o varietate destul de largă, puțin înflorite acum, dar aș vrea să vă întreb ce ar trebui să știm despre această plantă pentru a o îngriji corect. Deși face parte din categoria plantelor perene, deci automat le plantezi și le ai toată viața cât le îngrijești, dalile sunt perene, dar pe perioada de toamnă, sfârșit de toamnă, după ce trec florile și vine frigul, au în pământ niște rădăcini tuberizate care se scot și se depozitează în spații aerisite și răcoroase. Dacă facem acest lucru, le putem planta în primăvară din nou și avem frumusețile de gherghine. Adică, de exemplu, în pivniță, în beci, în unde anume am putea? În pivniță, dar nu trebuie să fie o pivniță foarte umedă. Și pentru mai multă siguranță, ele se pot pune în lădițe cu nisip. Cu nisip, da. Este o plantă venită de unde la noi în țară? Este o plantă venită din Mexic. Este și floarea simbolă a Mexicului și este o specie veche. Este datată din anul 1525, deci are ceva vechime în urmă. Există 42 de specii și 52.000 de varietăți. Sunt foarte multe soiuri obținute de-a lungul timpului. Știu că există o grămadă de culori, florile mai bătute, mai puțin bătute, mai mari, mai mici. Bun, trebuie să le păstrăm în loc călduț iarna, ca să spunem așa, dar în timpul anului cum îngrijim această plantă? În timpul anului este foarte important să le dăm câtă apă au nevoie, pentru că ele sunt niște plante doritoare de apă, au și multe frunze, tulpinile sunt de obicei goale pe mijloc, dar sunt groase și atunci este foarte important să administrăm apă suficientă, sigur respectând ceea ce am tot spus de-a lungul timpului, pe perioada verii udăm ori dimineața de vreme, ori seara târziu. Dacă anii sunt ploioși, există pericolul apariției melcilor, ar fi melcii și afidele, ar fi printre singurii dăunători, dar în rest nu afectează foarte tare aspectul plantei. Ce poziționare ar trebui să aleg în grădina mea astfel încât să am toamna plante înflorite, nu doar multe frunze? Ele sunt iubitoare de lumină și evident, ca și marea majoritate a speciilor, pot tolera semi-umbra. Umbra totală nu le place și nici noi nu ne place să avem plante crescute la umbră, pentru că evident vor fi alungite, florile sunt mai mici și mai decolorate. Bun, păstrăm în locul optim pe timpul iernii rădăcina. Când o plantăm primăvara? Primăvara teoretic ar fi un interval, sfârșitul lunii aprilie, dar cel mai sigur este să ținem cont de condițiile meteo și după ce avem măcar 3 seri cu temperaturi peste 6 grade noaptea, putem planta. Trebuie să punem ceva după, săpăm groapa la o anumită adâncime, cum procedăm? În funcție de tuberculii pe care îi avem, care sunt în legătură cu talia plantei, evident o plantă care are talie mică nu o să aibă niște tuberculi foarte mari și iarăși depinde și de ce ne dorim. Dacă noi vrem să înmulțim planta din acei mulți tuberculi, vom separa bucăți care au și mugure pe ei și putem obține mai multe plante. Dacă vrem să avem o singură tufă solitară foarte mare și foarte frumoasă, putem lăsa tot mănunchiul de tuberculi. Este iarăși important să ținem cont de distanța de plantare, pentru că dalia este o plantă viguroasă
și în mod normal distanțele de plantare trebuie să fie undeva peste 50 de centimetri între ele pentru ca să se poată dezvolta frumos. Iar în ceea ce privește îngrășământul, trebuie să-i punem imediat după sau nu are nevoie, să dezvoltă singură? Prefer anumite soluri, nu? Niciodată nu strică un pic de îngrășământ, deși dacă solul este suficient de hrănitor, ideal ar fi mranița, nu știu în ce măsură toată lumea își poate procura mraniță, dar sunt rețete și de cumpărat la magazinele de specialitate, unde trebuie de urmărit un echilibru între azot, care favorizează dezvoltarea frunzelor, și fosfor potasiu, care este pentru flori și fructe. Care ar fi cele mai spectaculoase, nu știu, specii din această gamă? Există anumite flori mai îndrăgite, mai iubite sau flori mai uzuale, mai întâlnite? Cred că depinde foarte mult de preferința fiecăruia, dar într-adevăr Dahlia oferă o plajă foarte mare, de la floarea anemonă simplă la cea de nufăr până la cele de dimensiuni mari, poate fi chiar atât de mare o singură floare și poate ajunge până la 2 metri înălțime. Deci iată o floare care ne-ar înfrumuseța toamna în peisajul Arămiu, grădina. Da, și în afară de asta poate fi folosită cu mult succes și ca floare tăiată, inclusiv în aranjamente, și poți să jonglezi cu forma florii, cu colorit. Deci iată o plantă numai bună pentru grădina noastră. Sigur că da, și încă ne putem bucura toamna destul de târziu, până încep să apară tufănele, ne putem bucura de florile ei.